Județul Gorj nu a mai prezentat o prioritate pentru cei doi candidați rămași în cursa pentru funcția de președinte al României. În campania din turul 2 al alegerilor prezidențiale, gorjenii au avut ocazia de a se întâlni doar cu susținători ai celor doi politicieni. Dan Vâlceanu, copreședintele ACL Gorj, a afirmat că timpul prea scurt nu i-a permis lui Iohannis să ajungă pe meleagurile noastre. Am spus că atunci când staful de campanie ne va spune, va ajunge și Klaus Iohannis în Gorj. N-a fost vreme de pentru asta, pentru că, așa cum știți, în primul tur am avut o serie de meeting-uri regionale organizate, iar în turul 2 timpul a fost foarte scurt. Spre deosebire de Klaus Iohannis, Victor Ponta a ajuns de două ori în județul Gorj în primul tur. Acum și-a îndreptat atenția spre zonele în care nu ajunsese încă. După cum ați văzut, Victor Ponta a fost în zone în care n-a reușit să ajungă în primul tur. Pe de altă parte, în ultima săptămână a însemnat un program extrem de strâns, în primul rând datorită dezbaterilor, celor patru dezbateri la care premierul a participat, și doar prima parte a zilei a fost, să spun așa, disponibilă ca și program. Gândiți-vă că într-una din zile a fost ședința de guvern, într-o altă zi a fost în vizită premierul Italiei, deci nu au fost foarte multe zile, foarte mult timp la dispoziție. Nu era oricum programată. Susținătorii celor doi candidați mai au la dispoziție câteva ore pentru a face campanie celui pe care îl doresc în fruntea țării. Începând de mâine dimineață de la ora 7 este interzisă orice formă de a face propagandă electorală.